Ale, mâncă Ale, Ale. Mulțumim, mami, că ai pregătit micul dejun. Cea mai delicioasă omletă, pregătită de Albert. Poftă bună și la treabă. Mai dai o bucățică, da? Te răzgândit. La mine în grădină s-au copt căpșunile, adică se începe a coace. Iată cât sunt frumoase. Iată, mai avem și aici căpșunile. Continuăm renovările, această masă de cusut. Ops, dar sunt bărbat. Aici o punem, o punem acolo sus. Iată așa mașină de cusut avem și ea o să fie ca o masă decorativă aici la terasă. Vă arătăm până și vă vom arăta după. Este o mașină de cusut, iată. Și trebuie scoas, dar nu știu cum. Eu știu cum, dar... Opa! Iată. Trebuie ștearsă. Wow! Și trebuie... Desi șterg. Am făcut într-o vreme așa, așa, m-am dorit toate. Și începem, nu știu cum se primește, dar parcă doar pirea undă. Așa o lași. Nu vopsește, dar este fisez. Da, da, îți supraveghează. Dăm și în această parte. Este mai greu pentru că avem scrată de 85. Și rezultatul final, trebuie să mai ștergem cu Mystic această mașină de cusut, să arate mai bine. Avem zeama la prânz, Cătălina a pregătit. Cât masa se usucă afară, noi servim o cafeluță cu fetele. Miela gata, îl caută pe Dodo. Unde l-ai pierdut de lic? Loris doarme, Yo-Yo doarme. Miela îi zice lui Loris, Yo-Yo. Cine e asta? Cum o cheamă? Yo-Yo. Cum? Yo-Yo. Tata, îi dai pace, bine? E doar, Miela. Miela, e doar, mi-e întregești, Miela. Dă-i pace, ha, așa, așa. Bravo, fetiță, bravo, bravo. Fetițele la cafeluță, pauză de cafea. Iată așa la noi. Miela, dar tu tot bei cafea, Lelic? Miela îl întâmpină pe Radu după serviciu. Să vedem reacția ei. Cine a venit, Miela? Cine? Ce fugă! Tata sau Dodo, nu înțeleg. Radu, e de emoții, îți pune Dodo. Tata, ia uite în partea asta, Miela. Ia, ia tata, ia. Miela, tata, Loli, ce te-ai făcut tata? Dar cine da mâncare lui Dodo, tu? Radu a adus comanda pentru Miela? Da. De la Zara, ceva. Vai, așa e? Aha. E grea masa? Nu. Iată, cum arată, destul de bine, zic eu. Stăpânul casei aprobat, văd că tace, nu spun nimic. Miela, îți place, Lilic? Ai provat de doar musca muscat. Am cumpărat flori. Muscata se numește, da? Nu știu. Iată, cam aproape așa va arăta. Aproximativ, cu aproximație. Vom pune și aici flori. Și a pus prietenul în mașinuță și pleacă. Îl pui acolo, mămic? Da. Vrei să-l culcăm? Da. Hai să-l culcăm, gata. Așa, mămică. Cătălina i-a promis o cafeluță și Radu ne ajută. Da. Tot cum trebuie, ca între vecini. După jumate. Eu repede am făcut-o. Să ții înțeleapt, știi cum să-l ia. Aici. Da. Punem florile. Una. Așa și punem... Pământ. Papa, Miela, de papa. Miela, te joci, Lilica? Bravo, fetița. Da, baby. Frumos va arăta acest colțișor. Cât de bine arată.
mama. Tu și-a dat la pățica ta, mă mic. Le punem pe toate, dacă nu-ți ajungi ghiveci, mai am eu acasă. Ghiveci mai am pe mână, nu știu dacă o să mai am un ghiveci. Ha. Noi vopsim aici. Așa frumos. Hai. Cine a adus floarea? Mila, bravo, Lelic. Hai, mamica, pune. Aici, bravo. Ce ajutor ai, Cătălina? Da, mama și Mila. Hai, amândouă. Noi am pus deja o floare, ia-ți sportul. Hai, spune, mamic. Scoate asta, mamic. Ia stimi să scoterească. Hai, apuc-o, mamic. Apuc asta. Asta apuc-o. Hai, trage. Trage, mamic. Vreau să fac treabă și gata. Bravo! Scoterească. N-a înțeles ce-a făcut. Noi luăm cu tot cu rădăcina și cu pământul lor și le sădim. Așa a spus și vânzătoare. Vânzătoare. Papa, dai papa la tati. La antrenament. Da. Poftim, poftim, zi. Mulțumesc. Dai mami? Punem aici. Una. Și una albă, eu zic. Asta o scoatem. Și o punem pe aceasta, nu? Da, tot albă spunem. Spunem două albă. Dar nu trebuie aici un suport. Da, pun de perete, Cătălin. Ce? De perete. Aha. Că e de frumos arată. Yeah! E, Dodo, părerea ta, te rog frumos. Așa, mergem mai departe. Continuăm. Iată acest detaliu. Vreau să vopsesc cu roșu, să-l pun acolo și un scaun roz am. Wow, ce să fie frumos. Frumos, așa? Da. Continuăm decorul. Așa e de greu de astupat tot. Trebuie răbdare. Uneori mă apuc iată așa de modificat ceva și apoi îmi pare rău. Mirea mă întreabă, cunoaște acești papucei? Sunt papucei lui Albert și nu-mi vine să cred că Albert deja are mărimea ta, Mirea. Ei sunt fix mărimea mea. Ciocolată neagră. Bravo, bravo, bravo. Uite la tricoul tău. Și nu e mie, e mama. Mama să știe. Ce zici? Foarte frumos. Putem și cu auri. O rupt o floare. Aceasta că te-ai din păcate a rupt-o. Da, asta? Da. Dar eu mă uitam de și n-ai flori. A, iată. O să dea altele. Noi. Hai, ajutor meu, unde ești? Cine, Cristina? Miela. A venit și tăticul cu Miela? Vii și ajută-mi mama, Miela, repede. Miela, mă doar de ciocolat. Eu pot. Ia uitați-vă. O scot. Scot șurubul. Mai nu-mi burtilie. Stai, am pus-o până apoi, uitați-o. Dar ce vrei să pui acolo? Vreau să pun de tare. Ia. Ai putut? Și pătare. Nu pot și mă rog la băieț. Și detaliul decorativ este gata. M-am gândit că aici este roz și acest roz îl vom pune. Că te-l ajut, mă, te rog, pune-l tu. Târnăm apă la flori. Să văd, să pun căvă de snapă. Apoi, pune căvă de snapă. Amuzant. Cum bunica te-a pus, mami, aici? Cum te-a pus bunia? Noi am pus florile, dar am uitat să le udăm. La casă mai veche, tare bine stau aceste muscate. Miriam bea cafea, da? Iată acum fața casei, încă n-am terminat. Unde? Punem scaunul. Așa? Da, dar masa un pic, un pic trebuie. Aha. Am schimbat locul la acest detaliu, mai aproape de flori. Se duce gogoașa la vale. Stai să o curăț un pic. Da, e din noroi. La vale! Numai să nu dai florile. Am pus lemnul aici. Gata! Acum vom sta la cafeluță. Cum arată?
Vă place, scrieți în comentarii dacă s-a meritat munca noastră.